Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 15 septembrie, convocată prin dispoziția primarului 187 din data de 8 septembrie 2017. Din consultarea condiciilor de prezență, ședința legal constituită și își poate desfășura lucrările, fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 consilieri care au alcătuit Consiliul Local al Comunei Strugari. Înainte de orice, aș vrea să supun spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 25 august 2017. Cine este pentru împotrivă? Da, domnul Handanu? Deci eu aș vrea să notați acolo modificarea care v-a rugat. Am înțeles. Eu mi-am notat și în ședința următoare se verifică. Deci nu ai ce vorbi tu în dreptul nostru. Deci, sau în dreptul lui Ciprian. Eu am notat și o să te verifică. Și o să notează atunci și se vină cu procesul verbal. Am notat ce... Nu, o să fie problemă pentru el, pentru mine. N-am nicio treabă. Eu trebuie să facă serviciu. Bine. Pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței, v-aș vrea să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Vă rog frumos. Domnul Măciuc. Propun pe Anul Anglioare. Cine este pentru propunerea domnului Măciuc? Am o propunere. Mai sunt alte propuneri? Hai, domnul Trofe. Domnul Ghițelază. Bine. Cine este pentru propunerea domnului Măciucă? Cine este pentru? Trei pentru. Împotrivă? Abțineri? Cine este pentru propunerea domnului Trofim? Pentru domnul Lazar de ședință. Împotrivă? Bine. Domnul Lazar, vă predau. Așa cum ați fost informați, așa în loc ședința consiliului să se vadă de ieșirea. Ordinele de zi noi am prezentat-o. O să le recetesc la punctul 1, modelul primit de constare cadrul didactice, cei care nu sunt activitate, transportul, la 2, proiect de hotărâre privind îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția unui autoutilitare în Comuna Strugari, județul Bacău. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției a 3 terenuri necesare în vederea implementării proiectului alimentare cu apă și canalizare în Comuna Strugari, județul Bacău. Și diverse. Dacă nu aveți probleme, la ordinea de zi. Cine-i pentru? S-a abținut cineva? Mulțumesc. Dă-mi cuvântul. Domnule primar, la primul proiect de hotărâre. Înțelegeți, da? Da. Discutăm fiecare cu oameni. Domnule, bine. La primul proiect de ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Strugari pe luna august 2017. La primul punct, articolul 1, se propune aprobarea de contării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic de la școala Strugari pe luna august în sumă de 734 de lei. L-am discutat și mai un pic mai înainte de comisii. În anexat de proiectul de hotărâre există dosarul cu toate bonurile de transport pe fiecare personal în parte, fiecare cadru didactic sau nedidactic în parte. Poftim. Ce am să spun? Cum facem? Pentru fiecare, fiecare da. Discute fiecare punct. Cine vrea să discute la proiectul privind la punctul 1, ordine de prim. Eu așa de o... Da. Aș vrea, domnul primar, ca
cineva din conducerea școlii să vină să ne prezinte un raport al activității pe 2016-2017, că de câțiva ani de zile, de 4 ani de zile, 5 ani de zile, nu s-a mai făcut niciun raport legat de activitatea școlii în Consiliul Local. N-ai discut cineva azi? Nu. Acum de acord cu deputarea cheltuielilor pentru buna funcționare a școlii, în timpul cât au fost copii în vacanță, au fost nevoie de tot felul de scârșii, adeferințe, tot felul, foi matricole pentru înscrierea la licee, la alte școli care au terminat clasa 8-a. Așa că, cred că se justifică cheltuielile care s-au făcut pentru luna august. Și aș mai adăug o competență de aia domnul Dr. Pavel, care face parte și din Consiliul de Administrație al Școlii din Strugari, din 2012, nu s-a mai ales niciun alt consilier sau cel puțin să-l mandatăm din nou el ca consilier în Consiliul de Administrație al Școlii Strugari. Să știm și noi aia, ce se discută în... Eu, ca consilier, aș vrea să știu ce se discută în Consiliul de Administrație al Școlii Strugari și toate activitățile astea, ce țin de... a informa populația. Mulțumesc. Mai are ceva? Cineva discută? Acum, ca o... noi o să cerem conducerii școlii să vină cu un raport de activitate sau cu informare privind activitatea depusă pe anul școlar 2016-2017. Păi bine, și pentru anul școlar 2017-2018 se prezinte o informare asupra modului care au fost pregătiți, cum s-a definitivat activitatea școlară pe 2016-2017, precum și modul în care au fost pregătiți pentru noul an școlar. Și în ședința următoare se poate face. Am notat. Da, se poate face așa ceva. Păi, în principiu, greșesc dacă pot să vorbesc. Dumneavoastră a solicitat, nu? Un raport de activitate a școlii gimnaziale Strugari și vă ies fără să fiu aici. Domnul primar v-a spus că în ședința următoare se va realiza acest raport. Am mai solicitat ceva. Dar ce ați mai solicitat? Am mai solicitat ca să... Vă rog frumos că... Domnul secretar, ați fost plecat. Corect, nu, dar vă rog eu frumos, dacă mă respectați, ca să nu mai mă uit pe registrare, spuneți-mi ce ați mai solicitat, ca să notez. Am solicitat ca domnul Trofim Pavel, din 2012, în Consiliul de Administrație al Școlii Strugari, să vedem, el prelungim un control pensului ca și consilier, dar să vedem situația, să o reglăm. Da, dar hai să vezi cine e centura ca să înțelegi. Păi știu că e 4 ani, nu poți să vezi. Am înțeles. Da. Și o să găsiți în procesul de învățământ. Da, dar nu, nu sunt numai eu în Consiliul de Administrație. Faceți parte din Consiliul Local? Nu, este un reprezentant care trebuie să cunoașteți legea aici. Este vorba de un reprezentant al Consiliului Local, un reprezentant al primăriei. Deci nu faceți distinția de primării și Consiliul Local. Eu m-am referit la Consiliul Local, reprezentantul Consiliului Local. Am înțeles. Eu mi-am notat aici și o să respir. Și sunt doi. Și doar în anumite. Păi n-am știut. Aia. Că vreau să nu-i nicio problemă. Da. Asta, solicitarea este întemeiată. Noi o să venim în ședința viitoare printr-un proiect de hotărâre să venim, o să consultăm puțin atribuțiile și dacă... Și dacă doriți, în plenul Consiliului, o să supunem la vot reprezentantul sau persoana desemnată din Consiliul Local sau persoanele desemnate ale Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administrație. Chiar nu e o problemă. Ați înțeles ce vom face? Vom face ședință, în plenul ședinței ordinare al lunii octombrie, vom avea pe ordinea de zi chestia asta. Da, este chestie foarte... Cred că-i mulțumesc. Eu mi-am notat și mai asupra proiectului, mai e cineva? Discută? Nu. Sunt bun la vot, da? Cine-i pentru? Să abține cineva? Deci avem 10 voturi pentru și o abține, da? La punctul 2. Proiect de hotărâre privind îmbunătățirea serviciilor locale, așa, de bază, prin achiziția unui autoturism, la strugă de tabacă, utilitară.
Da. La punctul 2, valori în energie, avem un proiect de hotărâre privind implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția unei auto-utilitare în Comuna Stugari de Cevapă. Articolul 1. Se aprobă implementarea proiectului îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția unei auto-utilitare în Comuna Stugari de Cevapă, denumit în continuare proiectul fiind finanțat prin GAL Ulmus Montana. GAL din care facem și noi parte. Articolul 2. Se constată și susține necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului. 2.1. Necesitatea investiției regidă din nota de fundamentare a viceprimarului comunei. Oportunitatea investiției rezultă din faptul că există posibilitatea asigurării finanțării proiectului propus prin fonduri nerambursabile în momentul lansării sesiunii de depunere de proiecte. 2.3. Potențialul economic al investiției se dă de faptul că vor fi reduse substanțial costurile cu închirierea utilajelor de la terți. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. Autoritățile publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investițiilor pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți din cadrul proiectului. Oricare proiect de fonduri europene are o perioadă de mentenanță de 5 ani. De asemenea, și garanția achiziției de utilaje sau oricare investiții pe fonduri europene are o garanție de 5 ani. Numărul locuitorilor de servici este de 2376, conform recensământul pe 2011. Ne angajăm să suportăm cheltuielile neeligibile ale proiectului. Oricare proiect are cheltuieli eligibile și neeligibile. Eligibile înseamnă că sunt cheltuieli făcute, cheltuieli suportate de fondul de Uniunea Europeană și cele neeligibile sunt cheltuielile făcute de noi cu avizii, cu proiectul în sine, adică studiul de fezabilitate, și alte cheltuieli conexii care nu sunt suportate, să spun așa, de către Uniunea Europeană. Oricare proiect are și o parte de prevăzută din bugetul local de cofinanțare. Și astea sunt cheltuielile neeligibile. Prin acest proiect se va dota parcul auto al Comunei Strugari. La auto-utilitară, exact cum vă spuneam, deocamdată în funcție de suma respectivă, noi în caietul de sarcini o să prevedem acolo mai multe, adică auto-utilitarea propriu-zisă, plus dotările la ea. O lamă pentru dezăpăzire în față, plus o sărăriță la spate. Dacă la licitații vor veni cei care se vor încadra în suma de 50.000 de euro, ăla va câștiga. Știți care este, oricare proiect și oricare achiziție se face pe principiul prețului cel mai mic, adică se vine cu prețul cel mai mic de la 50.000 de euro în jos. 50.000 de euro este suma alocată la toate cele 9 localități membre în GAL. Deocamdată pentru autoritățile publice locale în sesiunea asta de depunere de proiecte. Că în cadrul GAL-ului sunt și proiecte pe privat, pe activități non-agricole. Dacă v-ați uitat la radio, la televiziune sau ați auzit la radio, o să fie o sesiune pe non-agricole și chiar și pe activități dintre astea, servicii, dar chiar și activități pentru privați, pentru dotări cu utilaje, pentru construcții chiar de anexe gospodărești. Noi am avut o întâlnire aici, dumneavoastră o parte a fost la întâlnirea respectivă cu cei de la PDRP Bacău și de la Câjăla. Au venit și au venit niște submăsuri
prin care se pot accesa fonduri. Deocamdată atât, da. Da, cine vrea să discute asupra proiectului? Sunt de acord cu acest proiect, pentru că noi avem nevoie de asemenea mașină, mai ales dacă ar fi ambele punți trăgătoare, 4x4, că noi, comuna noastră, avem numai pienți mai mult. Așa. E mai ușor de terenuri accidentate, da, abrupte. Și avem nevoie de asta, că cauză că împrășim materialul antiderapant, nu mai cărăm cu căruța, sau cu... Și dacă se poate adapta așa echipamentul ăsta, ca o săreriță în spate, ca să iau o lamă față, și depinde, pe parcurs, îi mai adaptăm, poate, și cosătoare, și dacă are... Da. Da, bine, de altcineva, dacă vrea să mai discute. Da. Mulțumesc. Dacă nu vrea să mai discute, îl pun la vot. Nu, mai am, mai am. Da? Cine? Da, eu. Nu te-am observat. Da. Da, e un lucru bun dacă se achiziționează și să mărește parcul auto pentru tot ce înseamnă drumuri, dar aș vrea să puntez altceva, domnul primar. Aș vrea să vă implicați un pic mai mult în accesarea fondurilor europene și de către cetățenii comunii Strugari, numai de către primărie. Deci, înțeleg, s-au luat și autocreterul și bultul tot prin gal și acum așa, dar trebuie să vedem un pic cum facem ca să ridicăm o leacă și tineretul ăsta. Că mă, păi, nu o să fiți pensionat și o să trebuiască plătit. Sau mare majoritate. Și trebuie un pic ajutat cetățenii comunii Strugari. Dacă aveți aici ce am spus, s-o accesat eu, de mai mulți cetățeni, eu v-am europeni. Spus, deci sunt pe oameni care pot să acceseze fonduri și pentru... Nu pentru scurt, domnul Paul. Indiferent pe orice. Ăștia lăsăm. Deci, indiferent. Numai puțin. Acum vă rog, domnul primar, da? Sunt sesiuni de depunere de proiecte la care există libertatea de a veni și de a accesa aceste fonduri europene. Eu v-am spus în celelalte ședințe. Condiția este, atunci când vrei să accesezi, respectivul care vrea să vină și să gândească la un proiect, la ceea ce gândește că poate să facă dumnealui, e valabil și pentru dumneavoastră, domnul Mangan, că sunteți cu un pic de potențial, fondurile astea europene și accesarea se fac mai cu seamă de cei care au bani. Pentru că se merge pe cofinanțare. Dacă mergi pe cofinanțare pe sub măsurile care sunt acolo, 1.4.1, 4.2, care sunt activități non-agricole, omul vine și trebuie să aibă, în primul rând, să fie înscris în APIA, să fie proprietar de adevăratele cu documente autentificate ca să fie în proprietar și să aibă parte din bănuți, pentru că dacă vrei să faci un proiect de 100.000 de euro, în care Uniunea Europeană îți dă 70% din ei sau 50% în funcție de vârstă, că este o accesare mai ales pentru cei care sunt tineri fermieri sau tineri afaceriști, așa, și în funcție de vârstă se dă 50 sau 70%, bani care se dau în tranșe, cât e 70% la semnarea contractului de finanțare, le intră în cont și se poate demara, dar oricare activitate și oricare acțiune pe care o face ăla care implementează un proiect, condiția este ca tu să ai toată suma care este prevăzută de proiect în cont. Adică dacă eu vreau să accesez un proiect, să fac un proiect de 100.000 de euro, eu trebuie să fac dovada cu extract de cont bancar că am 100.000 de euro în cont. 50%? Domnule, ascultați-mă până la capăt ca să pricepe. După ce fac dovada la depunerea proiectului că am 100.000 de euro în cont, el îmi dă mie 70.000 de euro dacă partea de cofinanțare din 70% sau 50.000 de euro dacă partea de cofinanțare, tu faci cheltuielile toate din banii tăi, înțelegi? Și Uniunea Europeană îți compensează. Exact ca la noi, ca la primărie, da? Eu depun un proiect pe drumuri. Eu nu am bani, eu primăria. Neavând bani, pot să fac un împrumut bancar sau pot, la depunerea proiectului, să fac o cerere de avans. Avansul, în funcție de
importanța proiectului pe care îl depui, din investiție care o faci, poate să vinde până la 40%. Îți iei un avans de 40%, cum fac și ei, îți dă 70%, 75% din valoarea de cofinanț din partea Uniunii Europene și tu îi cheltui și îi decontezi mereu. Așa și la noi. Luăm un avans de 40% și prin tranșele de plată pe care le facem din proiect, noi ne, cum să spun, plătim, facem tranșa de plată, plătim din buget, se decontează din Uniunea Europeană, până se închide proiectul. Deci omul care trebuie să facă un proiect de 40.000 de euro, trebuie să facă dovada că are 40.000 de euro în cont. Nu e neapărat. Aici trebuie să vedem. Deci și ăla aici, poate să facă aici trebuie, un promos, nu? Poftim? Poate să facă și ăla un promos. Poate să facă un promos. Dacă are... Sunt băci care, da, care vin în sprijinul... Eu nu m-am referit la sumii minimale, m-am referit la fonduri europene mici care să acceseze cât mai mult în lume. Dom'le! Ca să prindă curaj. Un om care a interesat 1.000 euro se gândește la 100.000 de euro dacă... Deci întâi să acceseze fonduri mici, după aceea să plătești la fondul de sute de mii de euro. Sunt și proiecte pe care se depune. Adică, spunându-vă dumneavoastră chestia asta, intru peste dumneavoastră, pentru că faceți parte din conducerea GAL Valea Taslăului, da? Da. Noi aici... Nu există. Noi aici... Așa știam. Noi aici... Nu. GAL Valea Taslăului e transformat în GAL Ulmus Montana. Da. Deci e redenumit. Da, faceți parte din conducerii. Noi, la nivelul primăriei, am anunțat și au venit aici vreo 10 potențiali, potențiali proprietari care sau oameni care ar putea să ia banii ăștia. Și m-am referit aici la crescătorii de animale, că ei sunt înscriși la APIA și pe baza punctajului în funcție de animale și suprafața cu care are la la APEA înscrisă, pentru că aici nu poți să vii și te duci la, la PDRP, depui proiectul, trebuie să fii înscris și trebuie să ai o anumită suprafață ca să faci un anumit punctaj. În funcție de punctajul respectiv, accesez, dacă v-ați uitat la Viața Satului Duminică, cei care au până la 30.000 de puncte unități de dezvoltare economică, da? Pot să acceseze până la 40.000 de euro. Cei care au de la 30.000 de puncte în plus, poate să meargă la 40.000 de euro și așa mai departe, la 50.000 de euro și așa mai departe. Cred că înțelesă problema asta. Dar, în principal, dacă vreți să spuneți la tineri, sunt site-urile instituțiilor statului, sunt instituțiile care se ocupă consultanțe aferenți și după aceea vă dați seama că știi partea asta primă. Și aici, tinerii care poate să facă așa ceva, sunt cei care trebuie să aibă cel puțin 10 categorii de animale. Mă refer la unități. Se face numai pe animale, se poate face la agricultură. Până că sunt taxe, măsuri, instituții de abilitate, stau pe DRP. Nu merg pe degete, că noi am chemat pe ce. Aia care e mult pe degete. Eu nu știu, eu n-am asistat și eu la o întrunire de asta care spuneți dumneavoastră, să văd și eu ce se discute. Deci eu n-am fost niciodată. Publică. Publică, particular. Nu-i problemă, dacă ești amator, nu ești invitat. Vă mai recomand să consultați site-ul primăriei la tot ce vă... Problemă că pentru fiecare dintre noi aici, așa că suntem consilieri și când mergem în sate, mai discutăm. Deci cei care au un număr de 10 capete de animale și în jur de 15 hectare de teren agricol, care este arabil, deci nu fâneții care nu au punctaj, da? Arabilul are cel mai mare punctaj. Deja poate să gândească. Și care există la APIA? La noi era domnul Bătăjelea pe care l-am chemat, Vasile Botezatu, Gianni, Marcel, Moisei, noi am chemat Matei și cei care au familii de albini și care, pe cei care au familii de albini, chiar domnul ne-am întâlnit la Viaș, la AFIR, și sunt proiectele, toți cei care au depus pe albine și care au de la 50 de familii în sus și care sunt la APIA cu terenul și care capătă punctaj, toți au finanțare. Au finanțare, este raportul de selecție. De exemplu, Măciucă Răzvan a prins finanțare de 40.000 de euro. Suntem trei bani care deja la semnarea contractului de finanțare. Au prins Comănescu, Măciucă și Nedelcu.
Nedelu cu pe 15.000 și cei doi pe 40.000 de euro. Și eu am tot pe 15.000, numai trebuie să vin la control, la mine, când au venit. Asta e o bucurie. Bucurie, dar s-au dus unde trebuie. Bine, dacă mai ai să vorbim cu fonduri europene, dar e foarte greu. Nu, sunt o jumătate de condiții care încerc. Deci să cer acolo, să fii persoană fizică autorizată, să ai teren, să ai un număr de familie de avizi, să ai, să ai, să ai, să ai. Avizi, tot ce trebuie. Să pun la vot proiectul. Cine pentru? Să abține cineva? Mă întrebă? Trecem la punctul 3 din ordine. Proiect de ordine privind aprobarea achiziției a 3 terenuri necesare în vederea implementării proiectului alimentare cu apă și analiza și canalizare în comuna Struvear, județul Bacău. Dacă aveți cineva discutat asupra acestui proiect. Având în vedere că noi l-am discutat, îl mai prezint o dată. La articolul 1, la proiectul privind aprobarea achiziției a 3 terenuri în vederea derulării proiectului alimentare cu apă și rețea de canalizare, se aprobă achiziționarea a 3 terenuri în vederea derulării proiectului alimentare cu apă și rețea de canalizare. La articolul 2, în vederea achiziționării, se vor întocmi rapoarte de evaluare de către o persoană sau firmă autorizată. Se împuternicește și primarul Comunei Struvear, domnul Rotariu, o să lucrăm la devine. V-am spus că noi, proiectul de alimentare și canalizare, ca oricare proiect pentru alimentare este prevăzut cu puțuri forate și de regulă se fac două puțuri forate pentru că e posibil ca unul la un moment dat să nu aibă debitul suficient la capacitatea și nevoia consumului zilnic și atunci trebuie să ai un al doilea pus ca fiind face parte din proiect, dar care să fie ca o rezervă atunci când debitul și necesitatea de apă nu face față din primul puț. Deci, alea sunt două terenuri și al doilea pentru înmagazinarea apei, unde se pune bazinul, este vorba de un bazin de 200 de metri cubi, pentru care acolo, unde este el situat pe cota cea mai înaltă, se vină prin cădere în cele trei sate, atâta cât sunt prevăzute pentru alimentare cu apă și canalizare. De asta am zis și v-am spus că deocamdată nu știm unde sunt locurile respective, dar în urma studiului geologic și hidrologic, specialiștii nu spune, dom'le, în zona asta trebuie să faci puțul și aici unde ai pe cel mai pregătit care să-ți facă documentul imediat, de acolo Consiliul Local va cumpăra. Necesitatea evaluării, clar, ca să nu existe suspiciuni că tu ai plătit 100.000 de euro metru pătrat pentru pentru 20 pe 20, bine că omul respectiv nu o să-ți vândă 20 de metri pe 20 de metri cât este nevoie pentru îngrădirea acelui. Probabil o să aibă 500 de metri sau 600 de metri. Sau dacă nu, are o suprafață mai mare, se va face desmembrare din respectiv, acum am făcut și aici, și așa mai departe. Așa vezi ceva el incomplicat. Prețul, cred că trebuie discutat în Consiliul Local. E că nu o să fie undeva ca prin cerul Bacău, nu? Acum ai acordul de principiu. Sau ce duci? O preț așa ca la noi, așa. Cum este? Normal. Dumneavoastră, cu cât ați vinde, domnul, când ați auzit așa ceva? Cât ați vinde, dumneavoastră? Cam cu 200 de lei prăjirea. Cam 200.000 de euro. 200 de lei ar poziție bune. Da. Eu aș vinde un teren în comuna Strugari, și cu 100 de lei prăjit. Da. Comparăm și de bine. Nu, dacă da. Așa este. Eu te chiar am. Dacă sunteți, eu vă văd. 100 de lei. Eu spun ca un bun cetățean și locuitor al comunii Strugari, eu cred că s-ar putea da și fără niciun fel de bani. Pentru interesul populației, se poate face cu titlul gratuit dacă tot. De ce să mai nu, dar discuția mea a fost dus. Discuția a prins altă nuanță. Domnul Dădea, de asta v-am întrebat. Dumneavoastră, ca și consilier, cu cât ați vinde în cazul în care ați auzit pentru primul. Și eu v-am spus, prietenii. Vă gândeam că dumneavoastră spuneți, domnule, eu o dau gratuit. Eu am zis că să fie rău voitor și zic că, domnule, vreau să iau 10.000 euro. Da. Aici m-am referit eu la... Aici este rolul unui evaluator ca să nu fie discuții.
Noi evaluarea o facem, trebuie să trecem în inventarul domeniului public, trebuie să ai o valoare. Și atunci când vine în domeniul public, trebuie să ai o valoare. Dacă mai discut cineva asupra proiectului, respect. Nemai fiind, supui la votire pentru. Potrivă să atunci cineva. Trecem la punctul 4, diverse. Mai avem un proiect pe care noi l-am pus, noi l-am pus la suplimentar la ordinea de zi. Proiectul de lege privind însoșirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al primăriei Strugari. Este vorba de suprafața de la Petricica din domeniul public al comunei care este școala, terenul școlii de acolo la Petricica, mai bineînțeles. La bun de vedere că noi avem un proiect pentru construirea unei grădinițe, ne trebuie numerii cadastrali separate. Școala se rămână cu număr cadastral a ei, grădinița pe care se va construi grădinița să aibă număr cadastral a ei. Noi am făcut măsurătorile ca să ne putem da seama ce suprafață se deslipește și se dezmembrează. V-ați avut o anexată, v-ați uitat la ea. Da. Și la articolul 1 se propune se însușește lucrarea de specialitate de numit de plan de aplansament și delimitarea imobilului cu propunerea de dezmembrare, executată de SC Toposistem, vizată de biroul de cadastru și publicitate imobiliară Moinești, sub numărul, conform anexei 1 care face parte din presta hotărârii. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în Comuna Strugari la satul Petricica, proprietate publică a comunei, cu numărul cadastral 60153 înscris în cartea funciară, în două loturi, după cum urmează. Lotul 1, 60368, în suprafață de 5044 de metri pătrați, categoria plus construcții, proprietate publică a comunei Strugari, și lotul 2, imobilul cadastral 60369, în suprafață de 1817 metri pătrați, categoria de curs construcții și arată proiectul a comunei Strugari. Datele de identificare a imobilului sunt cele preluse anexă 1 și 2 și care fac parte integrată din prezenta hotărârii conform ridicării topografice. Atât. Bun, mai aveți altceva? Nu, poate vor să discute. Stați, poate vor să discute. Nu, eu am să întreb dacă mai este alt proiect care... Mai este unul. Păi spuneți-o. A, discutăm asupra aici. Da. Eu așa ce vreau să spune domnule primar, ca să aveți în vedere, să nu cumva să faceți o grădință la fel cu aceeași toaletă ca și aici, și la Petricica. Da. Și să sperăm, să sperăm că o să avem copii care să frecventeze cursurile școlare, că am înțeles că pe la Petricica aveți trei clase într-o clasă. Aceeași problemă avem și aici, două clase într-o clasă. Da, problema este felul următor. Dacă tot ați ridicat problema, ați mai ridicat o dată și eu vă spun în felul următor. Construcția unei grădinițe sunt pentru copii, construcția se execută în baza unor norme. Normele astea care sunt la momentul de față, și noi, Comuna Strugari, trebuie să le respectăm. Construcția unei grădinițe, așa cum ați văzut-o aici și pe care ați fost și ați văzut, fiecare dintre noi a fost și am văzut-o, așa sunt prevăzute clasele, așa sunt prevăzute grupurile sanitare. Sunt norme pe care noi, de la care noi nu ne putem abate. Orice intervenție pe care noi o facem timp de 5 ani de zile, acolo se spune, să asigurăm pentru o perioadă de 5 ani de zile. După 5 ani de zile, tu poți să vii să faci niște modificări. Dar oricare modificare să o faci pe responsabilitatea ta, pentru că Direcția de Sănătate Publică și toți cei care vin în control de la Ministerul Educației în școli, vin și verifică, la începutul fiecărui an școlar, dacă noi respectăm normele pentru care construcția asta a fost dată în administrarea primăriei și a școlii. Păi nu ne putem juca. Așa este prevăzut, așa, sunt așa fac. Grupurile alea sanitare sunt... Pentru că eu nu pot să fac altfel. Proiectantul, când face așa ceva, se conduce după niște norme. Proiectantul respectă legea 50. Dar doamne, de moment în condurile se părut corect, cum arată baia copilului? Da, și ne-o felicitat. Da. Da. Și vă duceți și la celelalte școli făcute din AFIR și prin fondurile guvernamentale. Este de la celelalte. Ai fost în altă parte. Păi o să ajung. Deci, în altă parte, este lista de investiții și de construcții care aprobate și care s-au derulat construcții în așa ceva și vedeți că sunt la fel.
Da. Nu știu dacă sunt multe județe. Cine vrea să mai discute? Mai discute cineva asupra proiectului ăsta? Supun la voi, cine-i pentru? S-a abținut ceva împotrivă? Trecem la papă. Diverse. Mai este un mai întreba așa. Mai este la modificarea așa de ori. Am întrebat. Noi, așa cum am vorbit și la comisie, avem depus un proiect pe 7.2 de modernizare unui drum comunal de DC197. La vizita în teren, specialiștii care au venit au constatat că noi, la hotărârea pusă la proiect, ca și paginații în office acolo, nu avem și o anexă, deși vorbirea s-a făcut în hotărârea, în prima hotărâre. Dar nu... În prima hotărâre, pentru că aveți, ați avut-o în fața acolo și spune acolo necesitatea și oportunitatea, nu. Ei au zis că trebuie să fie o pagină separată, da? O pagină separată și noi, încă anex, în proiectul de hotărâri, venim și spunem așa, că se modifică HCL 30 din 2017, din 3003, da? Privind implementarea proiectului modernizare drum comunal DC197 în Comuna Strugari de Bacău, după cum urmează. Se introduce anexa nouă privind numărul de locuitori de servici de proiect, precum și necesitatea și oportunitatea și potențialul economic a investiției. Și aici, ca anexă la proiectul de hotărâre, am scris necesitate, oportunitate și potențial economic. Proiectul de servește populația Comunei Strugari, conform exământul din anul 2011, cu un număr de locuitori de 2376. Prin proiect se urmărește modernizarea unui drumului de 3995 de kilometri, adică 3995 km. Și să le consideri ca o cale de acces între satul de Strugari, Cetățuia și Ploiești. Până la limita comuna învecinată, comuna Scorțeni. În general, condițiile de circulație la traseu sunt deficitare, viteza minimă, maximă, se poate, care se poate obține este 200 km la oră, în condițiile care sunt acum. Că în zona drumului studiat funcționează obiective în Republic, așa cum v-am zis, școală, grădiniță, cămin cultural, primării, poliții, biblioteca comunală, biserica romano-catolică și cimitirul, pentru că toate astea, în cazul ghidul de finanțare, de exact cum vă spuneam și pentru privat și pentru noi, oricare ghid de finanțare, vă spune că tu trebuie să ai acolo niște niște puncte de interes de reper, ca să le spun așa. Și acolo tu trebuie să ai pe traseu, dacă este deservit de un număr de populații, să spunem, de 3.000 de locuitori, ai 5 puncte, dacă ai 10.000 de locuitori comunele mai mari, au 10 puncte. Dacă ai de obiectiv de stres social, școală, cimitir și nu știu ce, iar ai 4 puncte. Dacă se intersectează, dacă se leagă două sau trei localități, ai 2 puncte și așa mai departe. Adică, nu că toată lumea cu care noi ne întâlnim, și chiar m-am întâlnit cu un cetățean și zice, domnule, o să fie o perioadă scurtă până în 2020 sau pentru cei care aprobă proiectele cu finanțare europeană în 2020, să mai duc în 2 sau 3 ani de zile, depinde de valoarea investiției și de realizare în funcție de 12 luni sau 24 de luni, da? Finanțarea se menține. Deci noi dacă o să menținem proiect în 2018-2020, ne vom duce cu realizare până în 2022, să spunem, da? Dar ești cumva... Și de ce nu, acum, în 2 ani sau 3 ani de zile care au mai rămas, să facem tot posibil să luăm banii ăștia. Noi suntem pregătiți cu proiectul, numai că scorul la care ajungi, punctajul la care, punctajul la care ajungi, nu acoperă. Nu. E posibil, tu faci proiectul, e posibil să ai 50 de puncte pe el, dar, bineînțeles, ca la oricare promovare, cel care are cel mai multe puncte primește premiul 1, da? Care are mai puțini premiul 2 și nu știu ce mențiuni, nu ia nimic. Noi dacă se ia
de sus în jos, depinde noi cu 50 de puncte dacă prindem sau. Sau cu 50 puncte, 56. Să înțelegeți să prin aceeași oală intre și strugare și mărgine. Ceea ce nu este corect. Sunt niște criterii de calificare. Da. Domnii de la Iași, de exemplu, au fost la noi și au zis că au trecut, au în verificare și drumurile care, străzile care s-au asfaltat în mărgine și zic că au multe străduțe și când au 16 străduțe. Bine, de câte sunt? De 500-600 de metri? Și aici, când ne ducem noi pe variantă și ajungem la școală, la trepe și acolo, m-am uitat și chiar am pătruns pe el, străduții 2 metri jumătate, doamne, că străduții la s-au făcut. Dar ei sunt drumul european, în drumul național. Ai 15 puncte pe care eu nu le prind. Automat, la 100, îți cu 15 minus. Ai legătură... Ești în zona lui Băbura, sau ești în zona lui Luizii, ai aeroport, ai 10 puncte în plus. Odată și se leagă de drumul național, odată ai 15 cu 10, 25 puncte în plus față de mine. Eu fac 50 puncte, el face 75 sau 80 puncte. Ați înțeles, o gândire următoare trebuiau să fac în viață comunii. De asta, nu știu dacă ați văzut, la televizor când doamna Corina Crețu, care este comisar european, a venit și a zis foarte clar, autoritățile românii nu trebuie să îngreuneze pentru toate administrațiile publice locale depunerea de proiecte. Ea s-a gândit foarte bine la faptul că noi suntem dezavantajați. Nu, domnule, ai proiect, tu te modernizezi, îți faci toate, nu? Apă și canal, nu spun că se leagă de oraș și mai departe. Proiectele le prinde pe toate pentru că... Și noi trebuie să stăm ca ei să-și facă... Și după aia... Mai vede când? După 2022? Chiar defavorizați. Da. Nu, dar chiar cine are puțină minte, chiar trebuie să te consideri defavorizat și discriminat. Oare discriminare nu trebuie defavorizat. Aia cred că se va reduce. Culmea care este că deși pe fonduri locale, buget local, poate să facă mult mai mult decât tine, pentru că iau un buget de 40 miliarde, până un buget de 1 miliard pe an, de 1 miliard jumate, da? Taxe și impozite, din care 1 miliard ăsta jumate nu rămânea a primăriei tot, se duc la bugetul solidar, o parte din bani. Deci, pe lângă faptul că ai puțin, ce reușești că o să fac 1 miliard? Să mă susțin pe mine, pur și simplu, cu cheltuielile care sunt. Ei au 40 miliarde de buget, 60, care vine mereu din TVA și nu știu ce, în fiecare lună se adună acolo la bugetul ăla local. De bine și mai bine. Așa, bine. Eu aș vrea să reamintesc că în luna martie am discutat proiectul ăsta de asfaltare de la Strugari la Florești. V-a rugat atunci domnul primar ca să continuăm parteneriatul cu Scorțeniu să fie asfaltare din Strugari până la ieșire la Florești. Automat, se prinde punctaj pentru că se iese la drum național, județean, național, așa, și s-ar fi putut face acest drum să finalizeze. Dumneavoastră ați depus, bineînțeles, că nu s-a primit punctajul, era corect să nu se primească punctajul pentru că nu iese la un drum național, și suntem în situația în care nu s-a făcut nimic. Eu sper să facă, eu sunt pentru să asfaltez toate ulicioarele, tot ce înseamnă drumul în comuna Strugari. Dar totuși ar trebui să luați în calcul și parteneriatul cu Scorțeniu, facem așa, dar să avem și cealaltă latură în care să puneți împreună cu Scorțeniu, să puneți un proiect comun pentru asfaltarea acestui drum. Pentru că degeaba o să facă și o să fie asfaltat până la Podubenii dacă de acolo nu s-a băgat autogrederul de un an de zile. Și este la ieșirea acolo aproape de Florești o gaură. Deci nu s-a făcut nimic. Degeaba o să fie. O să fie un lucru... Nu. Domnul secretar, faceți nevenituri. Dacă încerci să ne împrăiem un pic... Nu știu, mai am încins, că prietenul dumneavoastră, domnul Danilă, de acolo. Știi care e problema, domnul Viorel? Adică un lobby, domnul Viorel. Când ai o afacere tu personală, ai văzut... Care nu consideră parteneriatul, nu considerăm o afacere. În Italia ai o afacere personală, te trezești la ora 8 sau la ora 7 și te duci. Îți aduci marcă, îți aduci aia, nu știu. Te pui la punct. Ca pe timpul zilei sau pe timpul săptămânii, afacerea să se meargă. Dar eu m-am trezit dimineața și am lucrat cu proiectantul.
Și am făcut tot ce a fost posibil și mi-a luat avizia aia și el nu se scarpe la timp. Eu nu mă pot, domnule, lipi de omul respectiv. Mai facem obișnuit la consilier, nu știu, zic și eu, să punem... Domnule, ca și în consiliul local, la Scorță, ca și aici la noi, sunt opinii. Da? Sunt opinii și opiniile alea nu bat. Opiniile lor nu bat cu opiniile noastre. Noi asta, e bine să ne vedem de curtea noastră. Și am zis că e mai bine prima dată, dacă îl prindem, să ne vedem de obrăjoarea noastră. Am stat de vorbă și am făcut discuțiile și am spus că ar fi bine să ne-l dea nouă în administrare. Că dacă dă în administrare, după aceea să vedem. Unde faceți lobby? Numai puțin. Să ne dea drumul. Să ne dea nouă în administrare. Faci mai bine. Nu l-am avut. Care era o balastare cu stabilizarea respectivă și s-a făcut prin fonduri guvernamentale. La cei care au mers prin fonduri guvernamentale, bineînțeles că e țara noastră, drumul nostru, e guvernul nostru și-o aprobat prin administrarea zonei, să o facem tot noi și am făcut-o noi lucrarea. La fonduri europene se vorbește strict de proprietatea fiecăruia. Ai domeniul public privat sau privat, îți dăm pentru domeniul public sau privat al tău. Nu călcăm în curtea altuia. Așa sunt regulile prevăzute de cei din Uniunea Europeană. Nu călcăm strâng. Deci cel mai bun lobby este. Vorbiți cu colegii dumneavoastră, să accepte în Consiliul Local, îl luăm noi în inventarul domeniului public, facem o nouă delimitare administrativ teritorială, ne-l asumăm noi în inventarul domeniului public și o să reabilităm noi. Cum se trebuie? Cea mai bună soluție. Ce înseamnă... Nu chiar să mă interesez exact și unde s-o împotmolit acolo la Scorțeni, dar totuși sunt de zile care așa sunt de zile cu teară. Ce să mergeți la ședințe împreună la PSD, faceți parte în același partid, nu știu, o legătură, o... Să mergeți până mâna eu. Iată, majoritatea e liberală acolo. Înțeleg, e liberală acolo. Băi, nu vorbim despre asta. Am tot sunt opinii. Tu ai opinii diferite față de noi aici. Ei au opinii diferite față de ei acolo. Au autoritate. Dacă noi la Sândulin... Dacă noi la Sândulin, unde există tot așa discuții, s-au opus la 2700 de metri. 2700? Bucățica aia din doar la care e sus la DNM-ul și... Ce să mai spunem de 1,700 km? Deci... Soluția asta, o nouă delimitare administrativă teritorială, luăm drumul noi și ne abilităm. Deci, asta trebuie să fie discutată. Trebuie să accepte. Cine-i pentru? Să abțin cineva împotrivă tonalitatea. Hai, trecem la diversul de data asta. Cine are probleme la eu? Da, spune de omul. Școala de la IAS. Școala de la IAS. Școala, costa școală. Da. Am mai văzut toată treaba asta, că faci tot cerii la Ministerul Învățământului pentru demolare, pentru că e pericol pentru copii. Hai din jos, așa. Și și urât. Bun, altă problemă. Da, eu aș avea ceva. Da. Poți să... Da, da. Aș avea o rugăciune și la rugatul de un primar, că am mai avut două discuții așa mai în patru ori. Aș vrea cu... În fața mea acolo, e și magazin. Este și... o fântână. Să iau aia din noi, să-l pun pe un alt teren din terenul meu. Adică nu-i tipate. E vorba de nu necesite costuri prea mari. Sunt costuri destul de mici. Da, și să pun în aprobare. Dacă se aprobă, eu zic că... Dumneavoastră, trebuie să cunoaște faptul că noi, platformele astea pe noi pe care le-am gândit, le-am făcut prin aprobarea Consiliului Local. Una la mână. Al doilea. Oricare platformă din noi care s-a făcut prin investiții, nu se face nimic fără investiții, au fost ridicări topografice făcute, sunt prinse în baza de date la protecția mediului și așa mai departe, și noi avem așteptări pentru fiecare acolo unde sunt, deci, repet, cu ridicări topografice, cu
în domeniul public și așa mai departe. Domnul primar. Atâta timp cât ridicarea gunoiului se face la poarta fiecărui om, deci la poarta fiecărui om, și nimeni nu mai vine acum cu gunoiul să-l pună în pe platformă, să-l arunce, cum se făcea înainte, pentru că înainte știți cum făceam, erau platforme astea, fiecare om avea două, trei tomberoane acolo, fiecare om când nu încăpea, nu reușeam să ne ducem la săptămâna să luăm, că cine știe se întâmpla, acum se circulă în fiecare săptămână și acolo. N-am făcut-o cu intenția ca să-ți fac rău dumitare. Domnul primar, numai o secundă și nu vreau să vă întrerup. Adică acolo facem o stație pentru copii. Nu, adică să ne să fac stația pentru copii în altă parte, ca să nu deranjăm să-i punem lângă tomberon. Hai să nu, adică de ce să nu fim obiectivi? Adică nu e un lucru rău. Vocea când se construia înainte de a se face. Domnule, n-am fost acasă. N-am fost acasă. Hai, dar acum nu se poate. O mai fost stață platforme aici și s-au mutat acolo la ieșirea din strucare. Orice rambru suport necesitatea investiții. Investiții de vizic la poate. Au fost la vizic, la bază. Domnul, credeți că acolo vin persoane crezând că acolo mă pupie la aia, arunc un clip. Vreau să fiu înțeles. Cei unde nu poate ajunge mașina și spun, ține cazul. Haideți să vă spun o altă chestie. Dumitale, ai locuit în oraș. Și în fiecare oraș sunt stabilite în spatele blocului. Chiar le pute fiecare după cum... Domnul primar, vă rog frumos. Uite, studiați dumneavoastră fenomenul ăsta, puniți-vă în situația, că eu nu sunt acasă și vine, aruncă mărtăciuni, aruncă... Nu spuneți mie că educația așa de complete la noi în comună. Vă rog frumos, dacă... Nu, dar eu zic bine, domnul, aici o să punem în consiliu și vă rog frumos, credeți-mă că nu cât de dragul meu, dar mi se întâmplă că vine cu un câine mor. Băi, ce s-o întâmplă? El cu furca, du-l de acolo. Nu-i chiar indicat, nu-i chiar... Nu prea se întâmplă. Nu o să duci. Domnul, ia-ți-o. Eu te dea... Știm cine duci. Avem, hai să fim serios, eu stau cu ochii pisat cu omul ce aruncă. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu cer ceva. Costurile astea pot să mai... Pun și un bănuț, că nu sunt multe costuri astea. Domnul Udăta, hai că să vă gândesc. Ba dacă apa, altceva mai aveți? Nu, atât. Bine, de punerea camerelor astea, vreau să vă întreb cât a ajuns valoarea proiectului de investiții care au costat, cât a costat camerele. Am plasat pe nivelul de comună Slugă, la nivelul de comună Slugă. Domnule, noi am făcut achiziția prin SEAF. Și achiziția prin SEAF pe care am făcut-o cel mai ieftin preț la avut Rom Telecom, nu? Așa. Și este o investiție care se duce la vreo 15.000 de euro. Am și notată. Așa. Și în 15.000 de euro aici, noi toată plata o facem prin rate, pentru că am găsit, adică ca și variantă, ca să plătim din mână, suma asta totală, n-am avut-o, dar să ne întindem pe 5 ani de zile, am găsit varianta că este cea mai bună pentru noi, Consiliul Local, ca să nu ne cheltui prea mult. Fără dobânzi, fără nimic. Se împart în tranșe egale, lunar, plătim o dată cu factura. Dar eu aș avut gândirea ca toată chestia asta, înainte de a s-a amplasat camerele, să trecă printr-un ședință de Consiliul Local, discuția de care amplasarea, valori și tot ce înseamnă, adică nu se facă un lucru înainte, ca după aia să trecă prin Consiliul Local. Nu-i nicio problemă. Noi n-am spus dinainte. Adică nu venim după aceea și vă rugăm să dați hotărârea Consiliului Local. Noi v-am informat pe dumneavoastră... Cam realizat investiția asta. Nu cam realizat. Și foarte bun. Noi v-am informat pe dumneavoastră de la bun început că avem intenția să monitorizăm cumva intersecțiile principale, nu toată comuna. Intersecțiile principale, că nu sunt bani pentru toată localitatea, toată comuna. Și v-am spus de la bun început, de când avem de gând, că intenționăm să punem la intrare în... Petricica, la Umbrărescu, unde avem și vizibilitate, unde avem și o singură cale de intrare, să nu fie intersecția mare, că nu,
Adică nu avem poziții în care să punem capetele. Una să o punem la intersecție, la domnul Costel Boț, aici cum îi spunem noi, că sunt intersecția celor la trei drumuri, una la intrare în Adișa, una la Benea, sus, o cameră, adică de două camere, aici la Cârnul, cum îi spunem noi, și la Petricica, la intrare la... aici la Suru, cum îi spunem, la intersecție. Deci în total de camere câte sunt? Două la primărie, șapte la no, de deci, mai este de una, două, trei, patru. Un lucru bun, să știți că e un lucru foarte bun. La intersecție la mine. Sistemul ăsta, ca să-mi cumpere cu anul jos, e vorba de vreo 16.000 de lei. Cum? E vorba de vreo 16.000 de lei. Sistemul ăsta, ca să-mi cumpere cu anul jos. Ăsta e conectatul ăla, 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 deci, dacă toate chestiile se adună aici, și noi avem o înmagazinare aici, se poate vedea video, da? Dacă putem cu tot timpul zilei. Și tot timpul zilei. Dacă dumneavoastră vreți să achiziționați cu 20, cu 16.000 de lei, dacă dumneavoastră vreți să achiziționați cu 16.000 de lei, cu bani în mână, da, se poate. Deci, numai ca aici, noi față de 16.000 de lei, mai plătim și manoperă, și taxe și impozite, și șomaj, și contribuții, și tot. Deci aici se bagă tot. Dacă dumneavoastră faceți o lucrare la o casă și vă ridicați o casă acoperiți și vă împăcați cu meseriașul la 5.000 de euro, eu aceeași lucrare la primărie o fac cu 10.000 de euro. Asta e clar. Pentru că intervin toate cheltuielile conexii lucrării. Aveți și mentenanță bănuiesc. Mentenanță, stocare de date, toată fibra aia optică. Gândiți-vă că tot a fost fibra optică. Deci nu gândiți-vă, 16.000 de lei aveți dreptate, dar ce camerele și poate, nu știu, niște servere, niște... Nu, doar camerele. Adică numai... Dar, ai dacă altceva, dacă mai discuți cineva spune. Păi spuneți, mai... legat de lemnele care au făcut oamenii care au făcut cerere, când o să înceapă parchetul, care-i demersul ca să aprovizioneze lumea de lemne. Deci oamenii n-au făcut la noi cerere. Nu mai centralizat. Încă o dată. Păi ca să știm... Noi ca primărie, Ocolul Silvic ne-au făcut ne-au făcut cumva parchete. Pentru ca cei de la regia civică, prin ocoarele servicii, în funcție de cererile care se depun la nivel de primărie, pentru persoanele care nu dețin păduri, sau și pentru cei care dețin păduri și care nu au posibilitatea să ducă, să aducă din pădurea lor, că le vine mai aproape de la rampă, da? Să-și aprezineze pe timpul rece lemnii pentru încălzire. S-au înțeles din discuții că să dăm un ajutor de încălzire. Ajutorul de încălzire, care îl dă guvernul prin metodologia și metoda pe care o știți că se depun cereri în luna octombrie pentru 5 luni de zile în funcție de venit și fiecare ia ajutorul de încălzire. Aici cetățeanul vine de pune cereri, noi le centralizăm. Obligatorul noi, până la 15 ani. Noi le centralizăm. Au fost... Ascultați un pic. Deci cererile se depun, au fost inițial până la 30 septembrie, acum sunt prelungite până la 30 octombrie. Noi, pe măsură ce avem număr de cereri, spunem 5, 10, 20, le luăm și le transmitem mai departe sub formă centralizată, da? Respectiv, om care depune cereri își lasă și un număr de telefon, cereri respectiv îi vine păldurarul la noi, câte cereri s-au mai adunat, 10 cereri, care sunt, îi notează, îl sună pe respectivul. Ai nevoie de lemne? Vrei lemne? Că o parte din cei care depun cereri s-au gândit că sunt lemne gratuite și le duce acasă la cetățean fiecare. Citiți aici articolul 59, cu 2, cu 3, cu 4, din codul Silvic, modificat prin lege în iulie, și acolo vei găsi toate lucrurile care sunt interesate. Dar dacă dați pe internet... Este acolo și tabelul de prețuri, este vorba exact de ce a zice... Tabelul de prețuri nu mai este valabil, că de azi nu sunt. Dacă mai discută cineva,
Dar acolo 59.2 cu 2.3.4. Articolul 59 condusibil. E modificat din legea așa. Dar încă o dată. Deci dacă aveți un cetățean care dorește să propună lege, vine la noi, depune cerere și lasă o copie după buletin și un număr de telefon. Da, așa. Noi luăm cererea, o transmitem către Ocol, care este de ce s-a procedat așa. Pentru că regia Silvic, Ocolul Silvic, vrea să știe ce necesitate de materiale noi pentru foc, pentru încălzirea necesare, în sezonul rece. Este nevoie. Ai nevoie de 500 de metri cub, marcă 500 de metri cub și deschizi depunitul de cerere, depunitul la cerere, se duce, ia 3 metri cub, plătești de ura să dar. Prețul în continuă evoluție, dacă mă ajuns eu. Tot voi pleca. Deci prețul, prețul în jur... Nu mai puțin. Prețul este în jur de, după câte am stat de vorbă, cam în jur de 200 de lei și pe metru cub. Scos la margine. E scos la margine. Da, deci cred că e cea să duce carcă și să duce acasă. Prea mult pe asta. Dacă mai discut ceva, dacă nu, mai discut ele, da. Aici, la Piuriță, la ceasă, m-a rugat, nu știu cum o cheam fata aia lui Iovalu Mihăiță, că nu o altă din lumina becul de acolo de la ea până la nevoie Vasile Lăuță. Da. Nu știu ce s-a întâmplat, poate... Aici e o problemă, că s-a întâmplat foarte clar. Probabil în zonă există... Copaci? Copaci? Nu neapărat copaci, dar odată ce sunt șofirile mai slăbite și cum o bătut vântul, probabil la o singură atingere și sare siguranța. Dar o să revedem, că asta este. Deci, da. Porțiunea. Da. Da. Bun. O problemă s-o discut și eu. Ia problema modificării sau nemodificării procesului verbal de la ședința interioară. Adică cel mai de înainte. Așa. Trebuie să știm noi aici care suntem. Ce dracu facem aici? Nu vine domnul Viorel și spune că nu a trecut ce a zis nu știu care. Domnul Viorel are, sau eu, am dreptul să spun, domnule, eu am spus anumită treabă pe care dumneavoastră nu e prins-o procesă verbal. Nu ai tu dumneavoastră dreptul să-l întrebi și n-ai prins-o binecuvântare. Eu trebuie să răspund. Sau dânsul dacă are ceva nemulțumire. Nu dumneavoastră. Dumneavoastră, ce nu ți-o strege procesul, ce nu n-ai... Cât este locul? Ce n-ai discutat, nu ți-o prevedere. Hai ca să nu pune, că să facem prostii aici, să ne dăm mare aici, că suntem mare șmecheri. Domnule, dacă are semn de observație, omul și observa, nu e nicio problemă. Nu, domnule, dar nu e așa. Dar eu, adică să spuneți ce nu, ce n-am spus eu, dacă eu n-am pretenții. Eu bănuiesc că asta a fost o cerere de asta în subiect, ca să pună pe altă persoană. Nu, de asta. Exact acolo. Eu chiar am simulit, am simulit. Dar n-ai ce decât. Dacă nu e o chestie relevantă, nu e o chestie relevantă. Nu, dacă nu e așa, oameni care... Da, filmare, nu aveți... Cu asta e ce zice. Nu e o problemă. Nu-i treaba lui. Nu-i treaba lui asta. Dacă eu...